O problemă de sănătate pentru dumneavoastră este de tratat în România sau în străinătate? Depinde unde e doctorul cel mai bun. Am avut și eu probleme de sănătate, am avut și eu sperieturile mele. Sunt doctor foarte bun și aici. Uneori sunt doctori mai buni aici decât acolo. Unde acolo, unde în partea aia, trăind la Bruxelles, când mă duc la medic, mă duc mai degrabă acolo pentru că sunt medicii noștri și mă duc pe sistemul nostru de la NATO. Acolo sistemul este mai organizat, nu neapărat oamenii. Deci, cred că dacă ai un doctor bun în România și știi că e un loc în care poți să ai încredere, te duci, pentru că sunt foarte buni. Dacă simți că treaba nu merge și că spui viața în risc, încerci și în altă parte. Au fost momente când viața noastră a fost în pericol? Da. Am intrat în detalii pentru că sunt detalii care poate în cartea de memorii o să le scriu sau o să scrie și un biograf al meu o să le scrie că nu o să aibă voie să se uite la arhive.